mari. Mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii, Catena. Supercom S.A., lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii, Catena. Supercom S.A., lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România. Prin serviciile de colectare a deșeurilor, echipamentele moderne, stațiile de transfer, centrele de reciclare și depozitele de deșeuri, Supercom furnizează și în județul Hunedoara servicii și soluții de mediu eficiente și fiabile. Toate acestea pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, pentru un mediu curat. Supercom, nihil sine deo. Vitamina D3, cam asta e. Da, cam lungă lista asta, draga mea Nico. Ne trebuie o farmacie cu prețuri mici. Ba, ne trebuie o farmacie cu reduceri mari. Prețuri mici. Cu reduceri mari. Cu prețuri mici. Reduceri mari. Să facem pace. Mergem cu toții la Catena, unde avem și prețuri mici și reduceri mari. Farmacia inimii, Catena. Era un întuneric, beznă, și am auzit haosul pământului. Asigură-ți locuința acum. Campanie de informare realizată de PAID România cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al Asociației Municipiilor din România. Vrei să-ți plătești amenzile și taxele rapid, ușor și fără niciun comision? Accesează ghișeul.ro, platforma oficială de plăți a statului român. Singura care nu percepe niciun comision. Alătură-te și tu celor peste 1 milion de români care au ales să-și facă viața mai ușoară. Cu doar câteva clicuri pe ghișeul.ro poți rezolva online plățile pentru amenzi, taxe, servicii publice sau utilități cu zero comision la orice plată. Ghișeul.ro. Simplu, rapid și sigur. Ghișeul.ro este o platformă administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor. Da, bun găsit fraților, azi dimineață mă uitam pe rețelele de socializare, practic Tibi un filmuleț ilustrat, dacă vrei, bucuria, erau cred că în jur de 20-30 de șoferi acolo într-un PECO din viile noi, foarte bucuroși că premierul Ciucă le-a ieftinit țițeiul cu 50 de bani, printre altele, să știți, nu fac decât să vă pun în față realitatea, îl trimiteau și la Origini pe Ciucă și îl chemau și pe Ciolacu să vină să alimenteze și el, că au ieftinit țițeiul cu 50 de bani. Bun, el încă nu s-a ieftinit, dar urmează, am înțeles, din luna iulie. Spunea Tibi Ciolacu acum câteva zile o declarație așa mai belicoasă, aș putea spune, zice, m-am săturat să apară tot felul de tiriplici
care vin și își dau cu părerea după ce au distrus România. Păi, nenea Ciolacu, vă spun eu de aici de la Măsuță, din categoria asta și Mătăluță faci parte, tot un fel de tiriplici, ieșit tu pe acolo pe la butoanele României și ai contribuit și tu așa, în scurt, asta ta carieră de politică mare la distrugerea României. Tibi, 50 de bani, până la urmă a spus și președintele nostru Klaus Werner Iohannis, 50 de bani, până la urmă sunt 50 de bani și îi dai, nu ei. Adică îi dau, nu ți-i iau. E ca melodia aia, 5 bani, 10 bani, 15 bani, nu mai știu. E o bătaie de joc. Chiar aseară i-am văzut și eu, erau și aici la Peco ăsta de aici, din Deva. Protestau oamenii, erau și doi băieți de la jandarmerie, în cazul în care sunt necesare două pulane, să avem, să nu zică lumea că nu este. Cum să spun, eu mă uit la ei, mă uit la ce tâmpenii scot pe gură. Deci ei vin și spun așa, bun, chestia asta cu rezolvăm problema cu prețul la combustibil, o auzim de vreo 3-4 luni, deci nu e nouă, ei tot rezolvă problema prețului la combustibil. Deci soluții sunt, s-au găsit în toată Europa, da? Spre exemplu, s-au redus accizele, spre exemplu, s-au redus alte costuri, taxe impuse de statul român, da? De ce nu fac nemernici ăștia de la guvernare chestia asta în România? Pentru că au nevoie de bani, oameni buni. Deci România, la ora actuală, ca să înțelegeți în ce situație am ajuns, și asta din cauza, deci cauza principală este Florin Câțu. Ăla, Cuțu, fostul premier, care a îndatorat România în câteva luni cu 60 de miliarde de euro, da? La ora actuală, România se împrumută pe piețele financiare la 8,8%. Am înțeles chiar că și peste 9%. Eu vă spuneam acum vreo 3 săptămâni, când ne împrumutam la 6%, da? Că este doar începutul. De ce România se împrumută la dobânzile astea foarte mari, astronomice, credeți-mă, sunt niște dobânzi astronomice, este o dobândă de 30 de ori mai mare decât dobânda la care se împrumută, spre exemplu, Germania, da? De ce România a ajuns să se împrumute la dobânzi așa de mare? Adică de ce bancherii cer această dobândă mare? Pentru că pur și simplu economia României este în colaps. Asta nu ne-o spun nemernicii de la guvernare, da? Deci orice finanțist știe acest lucru. Creșterea, adică în momentul în care cer mai mulți bani, fac banii mai scumpi pe piață, este pentru că nu am încredere în economia ta. Deci asta ca să înțelegeți unde stăm. Bulgaria, am înțeles că se împrumută undeva la 2,5%, noi ne împrumutăm la 8,8-9%. Deci este ceva astronomic, da? Deci de asta nemernicii, mafioții ăștia de la guvernare nu iau nicio măsură legat de prețul la combustibil, pentru că intră foarte, foarte mulți bani în visteria statului din vânzarea acestui combustibil. Din acciză, din TVA, din... Am înțeles că undeva la 40% se duc în visterie, din prețul de pompă se duce în visteria 60 chiar statului român. Da? Deci o sumă foarte mare de bani. De asta ei nu fac lucrul ăsta. În plus, ăștia 50 de bani de care vorbea și clămpăul ăsta de la Cotroceni, da? Bă, e un președinte mai înjurat, Iuliana. Deci eu mă uit pe rețelele sociale, bă, l-au înjurat românii și pe Băsescu, l-au înjurat românii și pe Iliescu, pe Constantinescu mai puțin, că ăsta a fost un fel de trulibuli pe acolo. Băi, dar atâtea înjurături către Klaus Iohannis, dar eu mă bucur. Și știți de ce? Că acum 2 ani, când vă spuneam, bă, nu alegeți prostul ăsta, că n-aveți ce face cu el, m-ați înjurat pe mine. Ați spus că eu sunt pro-Dăncilă. Dar eu v-am spus că între doi proști nu pot să aleg pe niciunul. Și nu m-am dus. Mă bucur pentru ăștia care v-ați dus și v-ați votat clămpăul, că diaspora. V-a spus vouă diaspora că clămpăul ăsta e de treabă, da? Ei, ăștia 50 de bani de care vorbește clămpăul ăsta de la Cotroceni, dulapul, nu sunt altceva decât un furt al propriei căciuli. Și vă spun și de ce. Acest 50 de bani cu care vor ei să ieftinească combustibilul de la 1 iulie, vor fi plătiți tot de către noi,
inclusiv de ăia care nu au mașini și nu alimentează. Pentru că banii se duc din bugetul de stat. Ei practic ce fac? Compensează tot pe buzunarul contribuabilului român. Deci este pur și simplu un furatul a propriei căciuli. Asta se întâmplă în România. L-am văzut pe Iohannis, a zis, domne, 50 de bani sunt totuși 50 de bani. Da? Despre ce vorbim aici? Îi luăm, nu-i dăm, da? Ei, așa vorbește unul care și-a făcut 6 case din meditații, zice el, da? Ei, situația, eu chiar m-am bucurat, nu e comod să te duci și să stai la rând. Veneau băieții, apăsau un pic pe ăla și se duceau să plătească. De 50 plus, de bani, nu? De 50 de bani, plus claxoane în continuu. Bravo lor, e păcat că n-au fost mai mulți. Bă, dar suficient măcar să tragă niște semnale de alarmă. Măciucă ăsta, prostovanul guvernului României, da? Păi ăsta nu e în stare să lege două vorbe, băi oameni. M-am uitat și eu, Tibi, că m-ai făcut atent și l-ai tot catalogat în felul ăsta. M-am uitat și eu la o declarație, dar deci nu mi-a venit să credești. Băi, fraților, unde-i găsiți pe ăștia? Nu, Iulian, ei nu... Deci de găsit... Bă, ăsta e premierul țării, mă. Nu-i găsim noi, deci îi găsesc băieții, da? Atenție, Ciucă a ajuns prim-ministru pentru că dulapul de la Cotroceni l-a vrut. Dar dulapul de la Cotroceni... Ăsta-i tras cu rotița, fraților, uitați-vă la el. Uitați-vă la Iohannis. Deci ăsta nu e în stare să lege 3 cuvinte dacă cineva nu-i pune o hârtie în față. Nu mai vorbesc, Iulian, de lipsa de empatie. Piu mă uit la discursurile lui Iohannis. Băi, ce mă, că și robotul ăla din Star Wars vorbește mai omenește decât el, mă. Băi, e mai uman, mă. E mai uman. Așa, Măciucă ăsta iese și ne explică nouă, nu mai vorbesc de Ciulacu, da? Bă, 3 repetenți, bă, frate. Ați pus 3 repetenți în fruntea țării. 3 prostalăi, dar care, atenție, sunt foarte buni, dar nu pentru noi, pentru statul român, pentru poporul român. Să nu uităm pe Câțu. Deci Câțu, el și-a făcut misiunea, el și-a făcut treaba. Deci atenție, oameni. Președintele Senatului, fraților. Deci Câțu a dus, deci în mod deliberat. M-am spus că mi-a explicat și Teodorovici cum stă treaba, da? Și mi-a spus să-i fac eu plângere penală lui Câțu, că el nu poate că îl doare o mână, da? Ei, oamenii ăștia pe care îi vedeți astăzi în fruntea țării, băi, nu sunt altceva decât niște marionete, da? Care execută niște ordine. Băi, fraților, ăștia nu sunt în stare nici să meargă la budă fără să nu o sune pe Ursula aia, da? Deci ăștia nu sunt în stare, bă, nici la fund, bă, nu se șterg fără să nu o întrebe pe aia ce hârtie igienică să folosească. În detrimentul nostru, deci, în 5 ani, eu atât ai mai dau României, 5 ani, credeți-mă că în 5 ani vom fi sclavi în propria noastră țară. Să nu aveți așteptări că peste 2 ani votați voi pe nu știu cine. Vă vor aduce în față exact acei oameni pe care veți vota așa cum l-ați votat pe Clămpău. Da? Bă, a venit, sau Codruța, Chiove și Marea, ați mai auzit ceva de Marea Procuroare care se luptă cu corupția europeană? Îi rupe pe bulgari, mă. Da? Îi rupe pe bulgari. Îi rupe pe bulgari. Așa, o să o prindă aia, o să arunce cu castraveții după ea. Deci, fraților, totul este o mare, mare minciună. Deci ceea ce vedeți voi la televizor, prostovanii ăștia, repetenții ăștia, da? Ați văzut că acum ăsta e trendul, da? Chiar mi-a scris și mie Zorii mi-a scris că am pus eu trofeile pentru tabăra Casa Științei. Mi-a scris Zori, bă, băiatule, tu ce faci? Tu vrei să premiezi deștepții? Păi nu știi care e trendul. Da, proștii ăștia pe care îi vedeți astăzi încă sunt deștepți. Adică au un anumit grad de vorbesc, Ciulacul el se descurcă. Mai mestecă el așa câteodată cuvintele, dar cât de cât. Ciucă, ăsta e prost făcut grămadă, fraților. Iohannis, băi, ăsta, eu mă mir cum s-a însurat omul ăsta. Deci, eu stau și mă gândesc, deci, asta avem în fruntea țării. O adunătură de proști, o adunătură de incompetenți, ca atenție. Eu vă spun ceva, că tot stau și îmi pun întrebarea. Băi, ajungem aici pentru că ăștia sunt chiar așa proști făcuți grămadă? Nu, frate. Pentru că ei execută niște ordine. V-am spus și emisiunea trecută, luați-vă gândul de la rezerve naturale, nu avem. Deci ele vor fi extrase doar de companii străine. Da? Ăsta este prețul pe care l-am plătit, că aici e problema. Că eu am zis și lună Stase atunci. Păi bine, domnul premier, de ce n-ați venit să ne spuneți lucrurile astea? Nu așa se...
Nu așa se negociază aceste tratate. Adică fără să știe bine, prostina. El avea experiența cu NATO. Cu... A, așa. Doi, cea mai mare parte a acestor tratate este secretizată. Adică să nu știe prostimea, frate. Da, dar eu cred că era responsabilitatea lui să vină, probabil nu mai stăteau așa de vorbă cu el, da? Să vină și să spună, bă, fraților, uite care este prețul intrării noastre în Uniunea Europeană. Sunteți de acord să-l plătim, da? Luați-vă gândul că austriecii nu vor mai tăia pădurile în România. Bă, este totul negociat, da? Luați-vă gândul că noi vom exploata aurul sau argintul sau cupru și ce Dumnezeu că avem. Noi avem, slavă Domnului, nu ca ungurii sau bulgarii, da? Avem. Nu le vom exploata noi niciodată. Nu suntem altceva decât o colonie, da? De unde băieții ăștia, marile puteri, da? Care fac ce au făcut întotdeauna de-a lungul istoriei. De asta vor ei să fim o nație de dobitoci. De asta au dus educația unde au dus-o. Să nu ne cunoaștem propria istorie, să nu cunoaștem istoria lumii, bă, să nu știm nimic, da? Și să vină câte unul la televizor, gen Ciulacu, gen Măciucă, gen Cuțu Cuțu, și să ne spună ce vor ei. Și noi să stăm și să-i aplaudăm, da? Că fac ei, că duc ei România, că bă, a dus România în gard, mă, în gard, și credeți-mă, peste 2 ani jumate vor aduce în fața voastră proștii de care au ei nevoie. Și așa cum ați votat dulapul, așa veți vota și următorul președinte și următorul premier. Eu vă spun ceva, oamenii ăștia vor conduce România cel puțin 10 ani de aici încolo. Și când o vor lăsa, nu va mai fi nimic de făcut. Da, hai să mai venim așa pe teritoriul județului. Miercuri, cred că Tibi, am fost până la Giurgiu. Am avut o surpriză plăcută, să știți, de la halta, o cale ferată, e o haltă acolo, cei care stau în Giurgiu sau cei care mai au drum pe acolo știu despre ce vorbesc. Tibi, un drum modernizat acolo, am văzut, v-am spus, am avut o surpriză plăcută. Practic, Consiliul Județean, fraților, începe să miște lucrurile. Asta este părerea mea, v-am spus, din ceea ce văd pe teren. Și am discutat puțin cu primarul orașului Giurgiu, cu Vasile Cărăguț. Se lucrează o bună parte din drum. Cred că câțiva kilometri buni de drum, v-am spus, sunt deja modernizați și erau opriți acolo la un pod chiar la intrare în Giurgiu. Și l-am întrebat pe primar, zic, domn primar, mă gândesc că se continuă lucrarea. E o problemă acolo, dar până la urmă a ajuns la înțelegere cu cei de la Consiliul Județean să financeze ei rețeaua, trebuie să schimbe rețeaua de alimentare cu apă, care e pe la marginea drumului pe acolo. 3,5 milioane de lei, mi-a spus primarul de la Giurgiu, că este investiția. V-am spus, Consiliul Județean Hunedoara s-a arătat dispus să financeze această investiție și spunea Vasile Cărăguț, primarul orașului, că până la finalul anului speră să fie finalizată, ca după aceea să vină să toarne asfalt. Pe Anghel Salini l-am întrebat cum stă acolo, mi-a spus că a depus o sumedenie de proiecte, dar încă nu știu când vor primi finanțare, iar pe programul operațional regional a spus că încearcă să se îndrepte cu lucrări de modernizare și reabilitare clădirii vechi. Pe PNRR a depus un proiect de peste 2 milioane de euro, iluminat public, LED, semaforizare, supraveghere video. Despre probleme, Tibi, am discutat și cu Vasile Cărăguț, mi-a spus că sunt într-adevăr probleme, prețurile și așa mai, cu proiectele pe care le are în derulare, firme care au intrat în insolvență, care nu mai pot finaliza lucrările. Și pentru că v-am spus că cei de la Consiliul Județean asfaltează acel drum, tot am discutat, Tibi, săptămâna trecută de secția de internare de zi de la Spitalul de Județean, a fost finalizată, fraților, am văzut un comunicat venind dinspre Consiliul Județean Hunedoara. Unitatea de primiri urgențe va fi mutată temporar în această secție de spitalizare de zi, pentru că, fraților, urmează să fie renovată UPU cu fonduri europene în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Spuneau cei de la Consiliul Județean în comunicat că unitatea de primiri urgențe de la Spitalul Județean va fi extinsă prin construirea unei clădiri noi, parter și etaj, și urmează să fie dotate cu echipamente noi de 1,4 milioane de lei. Asta ca să vă aduc, dacă vreți, la zi cu ceea ce se mai întâmplă la Consiliul Județean Hunedoara și, de ce nu, la Giurgiu. Da, am văzut. Eu mă bucur că asfaltează și drumul ăla spre Muncelul Mic. Nu de alta, domnul ministru, dar eu car rachete acolo și mi-e să nu
de la drum și unături să mă trezesc când zboară una prin plafon pe acolo, pe la mașină, dar asta e ghinion. Mai e un pic și ajunge deja la cabana Căpățâna. Da? N-am mai urcat mai de vreo două săptămâni. Așa. De acolo, de la Căpățână, nu mai e atâta. Mai dați un pic cu biciul pe ei și se rezolvă până la toamnă. Am văzut, Ibi, acolo, la, uite că dacă tot discutăm de drumul către Muncelul Mic, am văzut, cred că primăria Comunei Vețel a tasat acolo zona aia unde mergeau oamenii, da, la camping. Am văzut acolo foarte, foarte frumos. Da, se face, probabil va fi un fel de zonă de promenadă, pentru că noi și eu mergeam acolo pe, cum zicem noi, mergem pe Valea Vețelului. Da. Așa. E amenajată. Am văzut că au tasat foarte, da, toată zona tot. Aia, au nivelat toată zona aia. Probabil eu că urmează, uite, mai că înțeles, nu l-am întrebat. Bun, pe... eu ce am mai înțeles, am înțeles că totuși că iar fia unui privat care vrea să pregătească acolo ceva. Bun, nu contează. Dar eu știu că zonele din apropierea malurilor râurilor, eu știu că nu sunt, pot fi proprietate privată. Mă rog, nu știu. Deci de-aia zic, mă bucur că asfaltăm. Este, până la urmă, mai spun o singură dată chestia asta, șansa pentru a da, într-adevăr, o direcție spre ceea ce înseamnă dezvoltare turistică a județului Hunedoara. Infrastructură. Dar, atenție, infrastructură nu înseamnă doar infrastructură rutieră. Mai e nevoie și de... Chiar vorbeam, uite, apropo de primari, că vorbeam cu primarul de la Ilia, cu Marius Omotă, vă bagă gazul, mă, la Ilia. Deci s-au semnat contractele. Trei comune sunt cuprinse în acest proiect, da, pentru că au trebuit să se unească, pentru să poată să se încadreze în acest proiect, Crișciorul, Dobra și Comuna Ilia. O să avem gaz și acolo la Săcămaș. Chiar l-am întrebat și eu pe primarul de la Ilia și am zis, domnule, dar și la Săcămaș, a spus, și până la Dumbrăvița o să venim cu gazul. E lucru mare, să știți, am văzut un material cu referire la Comuna Dobra. Și acolo urmează să fie, în Mesagerul Hunedorean, cred, introdus gazul și v-am spus Crișciorul. Deci astea trei comune sunt unite în acest proiect și urmează să... De fapt, au primit deja finanțarea, au fost declarate eligibil proiectul și urmează să se facă proiectarea, studiile de feză, tot felul de chestii sunt acolo. Probabil în 2 ani va fi gata. Așa îmi spunea și primarul de la Ilia, că speră că în 2 ani să avem gaz, într-adevăr, în toată comuna. Din câte știu eu, alimentarea cu gaz e oprită undeva pe la Leșnic, ceva de genul, da? S-ar putea să mă înșel. Una caldă, una rece. Tibi, mă citeam un material despre, dacă nu s-a bătut toba, dacă vreți, pe spitalele astea regionale de ne-au nebunit înainte de alegeri, ne explica și Rareș Bogdan, da, marele europarlamentar, cum vor crește spitalele astea regionale după ce vine la putere. Marcel Boloș, fraților, bă, ați mai auzit de el, că a mai fost ministru. Ăsta e ministru permanent, da? Ministrul Fondurilor Europene, citeam o declarație de-a lui, spune, domnule, e rezervat în ceea ce privește construcția spitalelor regionale cu bani europeni. Ce s-a reușit până acum, și aici salutăm pe domnul Ghinea, da, marele userist, el a cuprins acolo un proiect, crearea unei agenții, au crezut că stau veșnic la putere și useriștii ăștia, ca să angajeze, bineînțeles, oameni. Deci ce, până acum asta s-a reușit, s-a creat agenția asta, 58 de oameni angajați și că urmează să fie 78 până la finele anului, o agenție care, atenție, primește, e inclusă în aceste proiecte de spitale, 3 miliarde de euro, da? Pentru, bineînțeles, consultanță. Asta e, dacă vreți, plăcerea useriștilor de a da consultanță, fraților. Da? Și mai spune Boloș că nu vede posibilă realizarea acestor spitale. În schimb, vine Rafila, uite că am găsit și o declarație de-a lui Rafila, zice, domnule, spitalele regionale ar trebui, zice Rafila, să fie gata la finele lui 2026 și spune Rafila că la Cluj și la Iași au început, cred că, proiectarea sau ceva de genul ăsta. Deci cam asta e, cam despre asta e vorba când vorbim de construcții, de... Așa, deci mai bani departe pentru spitalele regionale sunt. Eu le-am spus la 10 ăștia de atâtea ori că sunt bani dacă vrem să construim spitale regionale. Ieșise, bă, la de-afor, că nici nu știe că ăștia schimbă ministrii, cum schimbă josetele. A zis că ne costă 500 de milioane de euro un astfel de spital regional. Și eu v-am spus, cu dotări cu tot. Eu v-am spus, oameni buni, este exact suma cu care s-au mărit pensiile speciale anul trecut. Deci, pe lângă 2 miliarde de euro pe care noi le plătim
le plăteam acestor băieți deștepți cu pensii speciale, s-a mai alocat încă 500 de milioane de euro. Deci, până în 2026, cum zice Rafila ăsta, marele ministru al sănătății, deci dacă socotiți, bă, nu le mai dăm la ăștia. Bă, Grecia a anulat pensiile speciale, noi nu putem. Știți de ce nu putem? Pentru că nu se vrea, fraților. Eu v-am spus de aici, de la măsuța asta. În momentul în care prostovanii ăștia de pe la guvernare au curajul să facă, indiferent ce guvern e, nu contează, să facă chestia asta, credeți-mă că îi aliniază băieții cu dubițele unul după altul, da? Nu se poate face, mă, pentru că ăștia controlează țara, da? Ei, 500 de milioane de euro în plus, deci până în 2026, dacă e să socotezi, cum a zis Toașu Rafila, înseamnă 4 ani, da? Înseamnă 4 spitale regionale făcute din banii noștri, bă! Nu din așteptând cu mâna întinsă pe la Uniunea Europeană să scuipe, să ne scuipe aia în palmă, mă. Deci noi avem bani, oameni buni, avem bani, dar banii sunt dirijați spre alții. Mă uitam fica lui nu știu care, că toți își angajează copii prostovani din ăștia cu diplome, care îi bagă prin tot felul de instituții, 11.000 de euro salariu, băi, frate. 11.000, eu cred că dacă o întreb pe a tabla mulțirii, nu știe, mă, nu știe. Ei, asta se întâmplă în România. Aici trebuie să luați atitudine, oameni buni. Că vă calcă în picioare prostovanii ăștia, ne pregătim încet, încet spre o dominație masivă a mediocrației în România. Toți proștii ajung și sistemul așa a fost creat de 30 de ani. Deci atenție! Deci ne vom trezi pur și simplu dominați de prostovanii ăștia. A început și totul începe de la o idee a unei alte prostovance, cum a fost și profesoara aia de la Bacău, că de ce să premiem elevii? Că festivitățile de premiere provoacă traume prostovanilor clasei, da? Că, domnule, adică de ce să-i premiem? Băi, aici se va ajunge, va fi un delict major, da? Să fii un om inteligent. Trebuie să fii prost, trebuie să fii supus, trebuie să fii, asta se dorește. Asta eu zic, se tipică, dorește. Dacă îl puneau pe Rareș Bogdan ăsta, ministru, aici la fondurile astea europene, în 30 de zile făcea alea 8 spitale regionale, cât dura pentru Rareș Bogdan să facă 8 spitale regionale. În 30 de zile le rezolva, fraților. Una peste alta, am vrut doar să vă atrag atenția. A fost un lucru despre, sau o chestie despre care nu s-a mai discutat. Bă, au lăsat-o așa, las-o așa. E, uite că l-au mai întrebat, că așa e, unii mai sunt mai băgăcioși, așa, unii dintre jurnaliști, și l-au prins și l-au întrebat pe Boloș ăsta. Băi, frate, cu spitale regionale ce facem? Păi, să vedem că... Și atenție, atâta vreau doar să vă spun, spitalele astea regionale nu se fac cu bani 100% din Uniunea Europeană, din europeni, cum le zicem noi, bani europeni. O bună parte din banii ăștia trebuie împrumutați prin Banca de Reconstrucție, BRD-ul ăsta, Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, deci sunt împrumutați de România ca să poată face aceste spitale. Să nu credeți că ne dă Europa bani să construim noi aceste spitale. Am înțeles că undeva la 10-15% din valoarea lor, a tuturor, e acoperită de aceste fonduri europene. Restul, bani împrumutați. Împrumutați-vă ca să puteți face spitale. Tibi, n-am putut să ratez, pentru că vă spun sincer, e un politician pe care eu îl apreciez, spun politician pentru că e senator, vorbesc de Cristian Răzmeriță, Tibi, și care fără nicio îndoială se bucură de aprecierea acolo în Valea Jiului și poate și aici mai până la centru. A fost prezent la o emisiune în Valea Jiului acolo. M-am uitat și eu de un senator, mi-am și scris că a pus și a făcut... Și a mediatizat puțin emisiunea, știi, să știe lumea că se duce acolo. Și i-a scris acolo, domnul Răzmeriță, dar vedeți, fiți noastră mai pe concret, așa că mă uit și eu la emisiune. Acum, cu siguranță că n-a văzut comentarii, am făcut precizarea ca să știți că sunt cu ochii în patru. TV, cum să-ți spun? Bă, mi-am cam pierdut vremea, vă spun sincer, domn senator, dar mi-au plăcut așa câteva chestii. Bun, în primul rând, domnul senator Răzmeriță, Tibi s-a transformat așa încet, încet într-un agent constatator, cum să vă spun, domnul senator, ce spuneți dumneavoastră acolo, că prețurile sunt mari, că alea sunt prea mici, că alea sunt prea lungi, că alea sunt prea scurte, aia o tot spunem noi de aici de la măsuță, adică cu asta ne ocupăm noi. Soluții, Tibi, nu sunt, da? Să ne înțelegem, da? E supărat. Mi-a plăcut că a zis, zice, domnule, niciodată nu mi-aș mai fi putut imagina că PNL și PSD ar putea guverna vreodată, împreună, iar. Ei, uite nu. Că s-a întâmplat.
zice că a arătat toleranță maximă față de ministrul ăsta energiei. E durerea, yeah, dacă vreți, a celor din Valea Jiului până la urmă, că acolo stă buba să explodeze. A spus iară Tibi că Roșu și Dioane ăștia sunt oamenii acolo lui Virgil Popescu și l-a întrebat la un dat și moderatorul, domnule, stați un pic că totuși faceți niște acuzații. Și a zis, da, ce voi nu vedeți că vând tot ce mișcă pe acolo, prin Valea Jiului. Concluzia domnului senator Răsmeriță, printre altele, a fost că, domnule, ce în coaliție ne putem păcăli unii pe alții, dar cetățenii suferă. O concluzie, spun eu, domnul senator, tristă, dar adevărată. Ce n-am înțeles și eu am mai tot spus-o, Tibi, de aici de la Măsuță, sau ce nu vrea să spună, până la urmă, domnul senator Răsmeriță, că, până la urmă, domnule senator, că mă uit și eu, Ciolacu, președintele PSD, președintele Camerei Deputaților, da? Ciucă, premierul țării, președintele PNL. Ce n-am înțeles și nu o să înțeleg niciodată, domnule senator, dar există întotdeauna, există o explicație, de ce parlamentarii stau aliniați în spatele acestor oameni. Soluții sunt, domnule senator, vă spun eu de aici de la Măsuță. Ia strângeți dumneavoastră toți parlamentarii ăștia ai PSD-ului, chemați-l pe Ciulacu la ordin, da? Și spuneți-i, băi Ciolacule, sau cum îi spuneți voi, Nea Ciolacu, nu știu. Maricele. Băi Maricele, da? Băi, dacă nu faci ce trebuie pentru țara asta, ai zburat și de acolo și de acolo și du-te, domne, învârtindu-te ca ciocârlia. Nu e posibil, domnule senator, mă uitam chiar acum, bă, dacă până când și USR-ul a ajuns să-și pună întrebări, am văzut o declarație de-a lui Schneider sau ceva de genul, l-au încălțat de neau pe ministrul Chiesnoiu, da, de la agricultură. Adică eu spun, domnule, abuz de putere, chestii de genul, da, ăsta, da? Bă, și până când și ăsta, Schneider ăsta, Cristian Schneider, că așa îl cheamă, își punea întrebarea, domnule, stai un pic, că până la urmă, ce-i cu mizeria asta, da? Dar e foarte bine, domnul senator, că se întâmplă lucrurile astea, pentru că sunteți o clasă politică slabă, da? Niște oameni care stați, până la urmă, domnule, Răsmeriță acolo în scaune, da? Și vă uitați. Și nu mă feresc să o spun, că Tibi e până la urmă dreptate. V-am spus, l-am urmărit și pe Ciucă ăsta, Tibi, ai dreptate, mă. E da? Prost. Și stați grămadă. Și vă uitați la niște proști care duc țara în cap. Tibi, concluzia domnului Răsmeriță, senatorul Răsmeriță, a fost așa, domnule, ce să faci? Asta e viața. Domnul senator, dați-vă demisia, domnule, din Parlament, dacă nu sunteți în stare să faceți nimica. Băi, aveți majoritate parlamentară. Dați-mă legi, da? Puneți executivul să le execute, că de-aia este executiv, da? Aveți majoritate parlamentară. Bun, ați mai avut o dată și v-ați bătut joc de țara asta, da? Deci la mine, când un parlamentar vine și îmi spune, băi, știi, nu putem face nimic. Păi du-te, bă, dracului acasă și lasă-l pe altul care poate, mă. Că o să umblați iară peste un an, jumate, doi, iarăși o să umblați pe stres, o să vă rugați de oameni să vă voteze că faceți voi. Asta faceți de 30 de ani. Dom'le, votează-mă că facem noi. Ca să-mi spui acum ce? Că tu stai în scaun pe 10.000 de euro pe lună, da? Frești mentosanul pe acolo, da? Și nu poți face nimic. Băi, aveți puterea legislativă. Dați legi și schimbați lucrurile în țara asta. Trebuie modificată Constituția ca să puteți elimina pensiile speciale. Chemați-ne, mă, la referendum, că venim în cava și gura voastră, da? Venim! De ce nu ne chemați la referendum să modificăm Constituția? Că tot timpul ne izbim de Curtea Constituțională. Îmi spuneți mie, dar ce credeți, mă, că eu sunt prostul de măciucă? Să-mi spuneți mie că nu se poate face nimica? Deci, întotdeauna această intenția voastră, cu ghilimele, bă, pentru că ce faceți voi e o minciună, mă, de a elimina pensiile speciale s-a izbit de Curtea Constituțională. De ce? V-au spus băieții că nu este constituțional. De ce? Pentru că Constituția prevede aceste lucruri. Ei, ia chemați-ne, mă, la referendum să modificăm Constituția. Să vedeți că venim, 90%, vă asigur eu, dintre români vor veni și vor vota pentru modificarea acestor paragrafe, articole, ce sunt din Constituție, în așa fel încât după aceea prin legislativ, să puteți elimina pensiile speciale. Nu veniți, mă, mie și îmi spuneți că nu se poate face nimic. Da? Eu nu sunt prostul vostru, mă. Tu, ca parlamentar, vii și spui, domnule, asta e. Bă, nu asta e. Că tu când ai spus asta e, ți-au intrat 10.000 de euro în buzunar, băi. Despre asta e vorba aici. Nu puteți legifera
Nu sunteți în stare să faceți ce trebuie. Plecați, bă, naibii, acasă, mă. De ce nu faceți lucrul ăsta? Adunați-vă mâine toți parlamentarii PSD. Nu știu, a început vacanța parlamentară. Păi, cred că sunt pe acolo, pe aproape. Și dați-vă, mă, demisia toți. Toți, bă, da, toți. Nu că, bă, de toți, bă. Toți, vă dați demisia și spuneți, domnule, nu se poate face nimic cu țara asta. De ce nu faceți lucrul ăsta, mă? V-ați cuplat cu ăștia de la PNL la guvernare, da? O frecați acolo de dimineața până seara și veniți și ne spuneți nouă minciuni pe toate posturile de televiziune. În frunte cu prostobanul ăla de Ciulacu, handicapatul ăla de Măciucă, opa, 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 și dulapul ăla de la Cotroceni, mă. Și noi trebuie să stăm hai să, la... Hai băi, să le nu se mai poate. Bă. Chiar n-am chef să mă trezesc cu vreo amendă de la cine. Nepriceput, dar nu, hai, eu înțeleg că, nu, poate ai stai și tu la PECO ăla de alimentat cu 50 de bani, dar hai să nu folosim termeni care ar putea până la urmă să fie jignitori. Te-am ce lăsat să zici prost, prost, dar nu, hai să nu, nu bă, să nu Iulian, ăștia dreptarzi mental toți, mă. Du-te și lasă-mă în pace cu prostovanii ăștia. Și veniți și ne vindeți nouă. Dar de ce să accept ideea asta, mă? De ce să accept să vină un parlamentar într-o emisiune și să spună, domnule, nu se poate face nimic. Ăla e cuplat cu ăla și cu ministrul Popescu. Ăla e cuplat cu ăla. Așa și eu ce fac, mă? Eu, ăla la altul care vă plătim taxe și impozite. Ce fac? Ce fac? Stau și mă uit la voi cum îmi spuneți că nu se poate face nimic? Păi peste 2 ani când intrați în alegeri o să spuneți că se poate face. Că știți voi, că cum faceți voi. Nu este la... corect. Mă uitam, băi, deci eu nu vă înțeleg pe cuvântul meu dacă nu. Mă uitam și la Câțu, era să zic Cuțu, că mai zăpăcit de cap, dar mă uitam la, atenție, președintele Senatului, al doilea om în stat, da. Cum a ajuns, măi, Vasile Câțu, mă, președintele Senatului? Păi nu voi parlamentarii l-ați spus, mă. Cum permiteți, mă, unui astfel de om care, cum să vă spun, deci numai când îl auzi ce tâmpei, bă, îl înjură lumea pe președinte, n-ai văzut, cum permiteți, mă, unui astfel de om să ocupe a doua funcție în stat? Bă, am înțeles, mă, la Iohannis nu mai vezi ce-i face, mă, ura și la gara. Dar a ieșit Câțu și ne-a explicat, domnule, stați un pic, cum să... Că de acolo a plecat. El s-a luat de Ciolacu că e comunist. Ciolacu i-a spus că e tiriplici, da? Sau ceva de genul ăsta. Bă, frate, bă, m-am săturat să-i văd că se înjură unii pe... Eu am ajuns să cred dacă ăștia doi când se întâlnesc, Ciolacu și cu Câțu, da, la o bere, la o cafea, bă, cred că râd de se-ndoaie, mă. Cred că se uită la declarațiile lor cum se ceartă și râd de proștii de români, mă. De nu se poate așa ceva. Cum să crezi tu, băi, Ciucă, că dacă ai spus că și Iohannis, că ai dat tu 50 de bani, ai ieftinit motorina și benzina cu 50 de bani, românii or să stea să vă aplaude, mă. L-am auzit și pe Câțu zicând, domnule, deci, și nu numai pe el, mai mulți parlamentari liberali, da? Oamenilor, mă, da? Domnule, zice, stați un pic, avem printre cele mai mici prețuri la da, benzină, da, da, și la motorină. Da, da, zis. Da, da. Păi, zice, domnule, dincolo e 2 euro. Păi la noi cât e, mă, Câțule? Cât e, mă? Nu tot 2 euro e, mă? 2 ori 5 e 10 lei. Acolo suntem, mă. 9 lei 7, da? 7, mă. Mă, voi despre ce vorbiți aici? Băi, deci mă uit la ei, omule, și nu-mi vine să cred că oamenii ăștia stau în fruntea țării. Și cum stau în fruntea țării, ca să revin până la urmă la domnul senator Cristian Rezmeriță, stau în fruntea țării, domnule senator, pentru că majoritatea parlamentară, da, îi ține în brațe pe acești oameni. Păi dacă voi de la PSD, voi de la PNL, mă refer la parlamentari, da, voi sunteți o gloată acolo, mă, sunteți 500, 400. Bă, nu sunteți în stare să chemați 10 ăștia care sunt în frunte, bă, să-i întrebați, bă, voi ce faceți, bă, cu țara asta? Nu, stați și aplaudați. Pe ăla l-a spus președintele partidului, pe Ciucă l-a spus președintele partidului și stați și vă uitați la ei ca la icoane. Deci, cum să spun, asta e problema, domnule Rezmeriță, și eu am mai spus-o de aici, de la Măsuță, și eu și Tibi. Bă, nu mai stați aliniați în spatele lor, mă. Sunteți practic, toașul senator, sunteți complice la distrugerea României. Și tu și toți parlamentarii care frecați mentosanul pe acolo, pe la București. Stau sunteți acum, complice, da. Mă. Asta sunteți. Acceptați niște lucruri și sunteți complice. Noi, oameni de rând, noi nu avem ce să facem. Noi nu dăm legi, noi nu putem chema comisii parlamentare, nu putem face lucrurile. Ăla de la SRI își face propriile își legi. Își propriile legi. Deci, bă, în ce țară trăim, mă? Ăla vă trimite, bă, în Parlament legile, cum să fie scrise legile pentru SRI, mă? Îl vedeam pe ăla, pe Popescu, nu mai știu cum îl cheamă, ăla e șeful comisiei
militare, ce Dumnezeu e acolo, Pavel Popescu de la PNL, ce domnule, am fost acolo la SRI sau ceva de genul pe acolo, le-a văzut aparatura la ăia și a spus, domnule, suntem cei mai tari de pe planeta asta. Păi tocmai de-aia, bă, Popescule, când îi dai la ăla atâta putere, bă, dar nu vă duce capul, mă. Dar păi normal că trebuie să ai un control asupra lui, mă. Bă, sau voi credeți că acolo-s numai sfinți, mă? Nu, bă, voi nu vedeți în ce direcție merge țara asta, mă? Sunt toți controlați. Cum să stai, domnul Răzmeriță, cum să stați, mă, parlamentari acolo în Parlament? Bă, parcă dormiți pe voi, mă, dar de toți vorbesc, da? Și să vă trimită la legile, mă, cum să fie legile SRI-ului, mă. După aia se iese să spună, domnule, românii-ți de vină. El vingă ăla, că și alt român la SRI, da? Am pus un alt român în fruntea SRI-ului, da? Eduard Held vingă ăla, da? Să vină să ne spună, domnule, românii au așa ei niște sechele de astea cu securitatea. Da, păi scuză-mă. Voi sunteți mai tari ca, mai rei ca securitatea, voi frate. Cum să-ți permiți tu, mă, de la o instituție a statului, da, să trimiți cum vă face, ia, vă votați legile astea. Voi, scantibi, așa se și întâmpla, doar că a ieșit scandal, că au mai aflat unii alții. Dar că stați liniștiți că mare lucru nu se va modifica acolo. A ieșit și Iohannis și a spus, domnule, nu e bine, păi, vorba lui Băsescu, dar ce ai făcut domnul Chestor? Eu încă mai sper că poate explodează mămăliga. Băi, eu nu înțeleg, v-am spus, deci stau și mă uit la parlamentarii ăștia și nu înțeleg, cum l-ai pus tu pe ăla președintele senat, bă, și ăla bate câmpii de dimineață până seara la televizor, bă, de parcă, cum să vă spun, bă, nici nu trebuie să spună nimeni că ăla-i omul alt cuiva, că îți dai seama din ceea ce spune, mă, cum dracu, mă, nu, bă, Ungurie, a, zice, Câțu, zice, domnule, bă, dacă ieftinim, va fi penurie, bă, dar în Ungaria e penurie de motorină și de ăsta, mă, zice, domnule, aproape ca în Ungaria. Băi, în Ungaria e 6 lei motorina, băi, și benzină. Și atenție, că povesteam cu cineva că mai mergeau în Ungaria și alimentau. Nu le mai dă voie acum, bine le face, nu le mai dă voie. Da. Ei, asta să ne explice nouă Ciolacu și Măciucă. Bă, dar de ce ungurul vinde la 6 lei motorina și benzina? Și de ce ăștia de la Uniunea Europeană nu-i zic nimica? Iar lui Câțu și la orice parlamentar, la orice ministru. Băi, eu mi-aș face, uite așa, un teanc de state de plată, de alea așa cum se dădeau pe vremuri, cu salariu minim în Franța, în Germania, în Italia, da? Ei, dar așa un teanc, așa, cât o carte de aia de 600 de pagini. Băi, și când l-aș mai auzi pe vreun ministru sau pe vreun parlamentar comparând prețurile din România cu prețurile din Uniunea Europeană, băi, aș da cu ăla peste cap, bă, până aș druncina creierii în cap, mă. Păi băi, cât este salariul minim în Italia, mă? Cât este salariul minim în Germania, mă? Tu compari 2 euro raportat la un salariu de 300 de euro și 2 euro raportat la un salariu de 1500 de euro, mă? Bă, dar voi n-aveți niciun pic de bun simț, mă? Bă, dar cât de proști ne credeți că despre asta e vorba, Iulian? Foarte proști. Foarte proști. Foarte proști. Deci suntem un popor de prostalăi care înghițim toate poveștile și prostiile spuse de oameni. Ce tot îmi spui tu mie, mă, că avem cel mai ieftin combustibil din Uniunea Europeană? Dar ce salariu are un român, mă? Care-i salariul minim în România, mă? Ce tot, că asta a fost, că așa a vrut în Uniunea Europeană, aliniați prețurile. Dar niciun român să zic, băi, stai un pic, ce să aliniem, mă? Aliniem întâi salariile, mă. După care creștem prețurile. Care e puterea de cumpărare în România și care e puterea de cumpărare în Germania, în Italia, în Franța și așa mai departe? Da, pentru că Tibi a dus de multe ori în discuție aici în emisiune problema sistemului de învățământ. Tibi, am discutat, le-a analizat Tibi și în dungă, așa, bineînțeles, în stilul lui caracteristic, cu care sunt convins că v-ați obișnuit. Tibi, o concluzie, dacă vrei. Uite, a dat și ministrul educației, Sorin Câmpeanu, o concluzie. Eu am spicuit așa câteva idei legate de rezultatele la evaluarea asta națională. Fraților, 15%, deci vă spun, e un procent din punctul meu de vedere covârșitor. Nu au știut să rezolve Tibi să spună cât fac 10 plus 10 împărțit la 10. 15%. Cum să vă spun, aia nu că... Mă scuzați, nu, dar, bă, dobitoc trebuie să fiu. Bă, ești în clasa 8-a, mă. Ești în clasa 8-a și n-ai știut să spui cât face 10 plus 10 împărțit la 10. 60% din elevi, deci astea le spune domnul ministru, da? Să ne înțelegem, nu le spune Tibi, nici eu. 60% din elevi nu au știut să identifice verbele a fi și a vrea pentru a le putea conjuga.
6% nu au reușit să scrie corect românește. Deci, efectiv, și-au bătut joc de a limba. 6%. Deci, bă, Tibi, deci 58% au probleme de scriere. Bă, dar 6% n-au știut să scrie corect cuvintele, mă. Deci, despre asta e vorba. Și v-am mai spus, la matematică, Tibi, nu mai știu, 40% dintre, uite, chiar nu vreau, dar oricum și la matematică, praf și pulbere, da? Dar să ajungi în clasa 8-a, băi, fraților, nu știu, deci dar la corigență n-avea cum să te întrebe, Tibi, așa ceva, că cred că râdeau aia în clasa 4-a de tine. Vorbesc de clasa 4-a, atenție, ăștia sunt clasa. Cred că râdeau colegii de clasa 4-a, pe vremea noastră, să fi zis, bă, dacă știi cât face 10 plus 10 împărțit la 10, ai trebuit, cred că râdeau aia de noi. Eu m-am uitat și eu pe... Deci, asta e situația, fraților. Știți cum e? Deci, nivelul de examinare este atât de scăzut. Deci, eu văd că vă lăudați, că ați luat 9, 10, credeți-mă. Copiii ăștia de 10 la evaluarea națională și la bacalaureat, pe un examen dat în anii 80, da? Nu știu, deci care au luat 10, 0, 0, da? Nu știu dacă se apropie de 7,50. Deci ăștia de 10. Copiii de la evaluare națională, de la evaluarea națională, care au luat până în 6,50, nu au ce căuta în liceu. Ascultați-mă ce vă spun. Ăia în liceu nu vor înțelege nimic din ceea ce se predă acolo. Nu vor înțelege, n-au cunoștință necesară. Dacă aveți curiozitatea să vă uitați cum arată aceste evaluări naționale, pe subiectele 1 și 2, care presupun undeva nota 7, da? Credeți-mă că pe vremea mea, în anii 80, acest tip de subiecte nu se dădeau nici, hai să spunem, la corigență. La corigență. Deci, elevii care la evaluarea națională, eu vă spun, de asta și avem procentele astea mari de ne la bacalaureat. Bun, nu s-au prezentat foarte mult. Deci ei n-ar avea ce căuta în liceu. Deci atât de slabă este evaluarea. Eu v-am mai spus de aici. Deci și rezultatul, 30, am zis că undeva la 70% a fost promovabilitatea. Deci gândiți-vă că 30% dintre elevi n-au fost în stare să obțină nota 5. Nota 5 presupunând ceva de genul tabla mulțirii, să știi să desenezi o figură geometrică, ordinea operațiilor și așa mai departe. Tipic, ordinea operațiilor într-un exercițiu de genul ăsta? Iulian, 10 eu... plus 10 împărțit la 10. De ce? Așa poți să-mi... Deci dacă un elev de clasa 8 am rezolvă exercițiul ăsta 10 plus 10 împărțit primește la 10, 50 de sutii. Eu trag concluzia că ăsta știe ordinea operațiilor. Păi dacă îi mai pun o paranteză și îl mai încurc... Dar nu trebuie să-i pui, că l-ai omorât. Păi asta e un exercițiu care îmi denotă mie faptul că ăla cunoaște ordinea. Păi și din greșeală îl faci, mă. Deci, atenție, atenție, oameni buni, atâta timp cât nivelul de examinare se va ține la nivelul ăsta foarte jos, voi nu veți avea performanță în sistemul de educație din România. Da? Atâta timp cât nu reușim să tăiem din rădăcină toate poveștile astea cu elevii, cu nu știu ce. N-are rost. Sistemul de educație din România este în colaps. Păi 5 minute mai avem, că de-aia încerc să ieșim, să ăsta. Doar așa vreau să vă... Până la urmă, și USR-ul e partid, nu? Și e chiar parlamentar. Au încercat, dacă vreți, marea cu degetul. Au strâns la Brașov, într-o comună acolo, Dumbrăvița, da? Au strâns ei semnături acolo, 1100 de semnături, și au reușit să dea drumul să organizeze un referendum pentru demiterea primarului, da? A fost acum 2 zile referendumul, deci primul referendum post-decembrist, dacă pentru demiterea unui primar, nu cred că a mai fost până acum așa ceva. Deci din cei 1100 care au semnat pentru acest referendum, s-au prezentat 1045 la vot, sub 30% că trebuie să îndeplinească, eu știu, prezența la un referendum. 25,58% au fost prezența la vot și primarul a rămas în funcție. Doamna Poliana Hangan, da, știu că... e în atenția ta, scrie acum câteva zile, Popa Zachiu, așa-l cheamă pe primar, trebuie să plece acasă, haideți, fraților, să votăm acolo pentru demiterea lui. Până la urmă, un eșec, dacă vreți, cum a titrat presa națională, un nou eșec marca USR. Practic, doamna Hangan, așa, ca să
o dăm așa, să nu o dăm cotită de la măsuță, nu o mai pune lumea botul nici la vrăjerile astea useriste de 2 lei. Marele, nu pericol, marea drama a societății românești este că stă pe un munte de neimplicare. Deci, ce, și atenție, oameni buni, clasa politică își dorește acest lucru. Deci și-a dorit dintotdeauna și continuă să-și dorească acest lucru. Neimplicarea noastră în viața socială, în viața politică, este pe placul lor. Să nu credeți că dacă spuneți nu mă duc la vot, că nu mă interesează politica, să nu credeți că politicienii ăștia plâng. Ei au nucleul lor dur care merge la vot și care le asigură următorul mandat. Iar faptul că s-a ajuns, îmi aduc aminte și la Deva, cât a fost prezența la vot? 30 și ceva la sută. Da. O prezență de 30 și ceva la sută, în mod normal, nu legitimează un primar în funcție, da? Dar asta e regula jocului. Atenție, Iulian, eu nu spun că dacă m-ar fi referit la Oanta, nu spun dacă că Deva era aici lângă... Conform legii este primar, nu mă deranjează chestia asta. Că din ea 35% l-au votat 40%, nu mă interesează. Asta e. Dar clasa politică își dorește această indiferență, această nepăsare a populației. Da? Pentru că, încă o dată vă spun, există nucleele dure, da, de electorat care se prezintă la vot și votează indiferent ce fac. Chiar dacă mâine aruncă, nu știu, piața, opera în aer, nu contează. Tot pui o maimuță, e de la partidul care îi place lui, l-a votat și pa, la revedere. Da, una peste alta, Tibi, o emisiune, spune o ieșită puțin, așa, ai cam deraiat în, păi, nu mai pot, în unele Iulian, deci locuri, nu se mai poate. Ți-am spus, grijă până la urmă la limbaj. Nu se mai poate. E o emisiune care, să știți, a mai fost în atenția CNA-ului, da? Asta. Salutăm de aici, de la Măsuță, și CNA-ul, da? Nu e nicio problemă, pentru că e o emisiune, v-am spus, care iasă din tipare și n-aș vrea să ne trezim cu, să facem vreun pocinoc cu acelea și să ne trezim cu vreo amendă, pentru că, până la urmă, nu e nicio problemă, are balta pește, nu, Tibi? Bă, ideea e foarte simplă. Dacă e nemulțumit Ciulacu sau Măciucă sau Iohannis, haideți aici și vă dau un test, să vedem de IQ. Vă dau un test de IQ. Să vedem cam pe unde stat. Dar, bun, mă raportez la declarațiile lor, la ceea ce se întâmplă până la urmă în țara asta, atunci când te las, dacă vrei să fii un pic mai dur. Eu zic că totuși n-ai sărit calul, dar ți-am spus, Tibi, atenție la limbaj, pentru că una peste alta e o emisiune care a mai fost în atenția CNA-ului și nu-mi doresc să revină în atenția CNA-ului. Păi, cineva trebuie să le spună și eu vă spun ceva. Mămăliga trebuie să explodeze, că nu se mai poate. Da, lăsați-l pe Tibi cu ale lui să viseze în continuare. Una peste alta, v-am mai spus, devenii cel puțin au ieșit în la PECO și i-au mulțumit lui Ciucă, lui Ciolacu, pentru marea vorba președintelui, bă, 50 de bani, rămân 50 de bani. Ți dă cineva, nu ți-a. Cu ideea asta spun eu că putem încheia emisiunea de astăzi. Ne apropiem, v-am spus, de perioada concediilor, perioada vacanțelor. Probabil, n-am discutat încă cu doamna Mărginean, directorul postului, dar probabil mult nu mai rezistăm nici noi aici la măsuța asta. Adică urmează să ne luăm și noi o perioadă de vacanță, da? Dar vom stabili cu doamna Mărginean, să vedem când se poate și probabil cel târziu, la jumătatea lunii iulie, vom intra și noi în vacanță, într-o vacanță, perioadă de vacanță, să spun eu, bine meritată, da? Cu ideea asta încheiem emisiunea de astăzi. Până sâmbăta viitoare, toate cele bune și să auzim numai de bine.